Cine a titlul domnul Pițurcă? Faruc? Acum nu mai știu, nu cred că Faruc, chiar dacă se supără Gică, dar văzându-i la Sibiu cum au jucat, e foarte greu să... Acum, eu cred că lupta se va da tot între aceste patru echipe, adică CFR, Faru, FCSB, Craiova, n-are... Dar Craiova n-are... Toate echipele, toate aceste patru echipe pe care le-am enumerat mai înainte, au mari lacune. Adică poate să aibă o perioadă în care pot pierde campionatul. Marele avantaj pentru CFR este că e Dan Petrescu antrenor și în același timp și pentru Faru, sigur că acolo totul conduce Gică. Șanse mai mari pentru ei. Nu vreți să vă vedea. Da, Craiova spuneați de lot de jucători. Echipa lui Rotaru nu vi se pare că are un lot valoros? Pare, adică sunt cam aceiași jucători. Ar trebui să aibă o omogenitate în principiu. Ce lipsește? Un ceva nu e în regulă. Și jucători până la urmă cotați. Bun, acum n-a mai jucat Bancu, de exemplu, care e la echipa națională. A venit Arlauskis cu Lazar, care ar trebui să fie portare acolo. În fine, Arlauskis a mai învățat. Unde sunt problemele? Pentru fotbal românesc ca un lot bun. Nu văd, de exemplu, lotul Farului mai bun ca cel al Craiovei. Cu toate că Gica și-a luat... A investit acum, da. Și-a luat câțiva jucători valoroși care fac. Dar dacă iei așa jucător cu jucător și lotul, nu. E lotul Farului pe... Poate e problemă și de antrenor, știu eu. Păi care? Că am fost antrenor acolo, deci ce? Dumneavoastră, păi Bergodit, poate, Brădoi, poate e vina lui Rotaru, nu? El e patronul, că a acceptat să se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu Mirel Rădoi acolo, sau cu antrenorul de dinainte. Poate trebuia ținut. Nu? Aici, iată, unde e stabilitate, atât la Faru. Gică n-a avut perioade foarte grele, când nu câștiga, când anul trecut. Mi se pare că era și pe la mijlocul clasamentului, nu? Așa, dacă era la Craiova sau asta, schimba imediat. El a rămas și a făcut treabă în continuare. Și asta se poate, se întâmplă lucrurile astea, fiindcă nu există stabilitate și la un moment dat se schimbă conducerea tehnică și vine alta. Nu e atât de simplu, mai ales dacă vin un antrenor fără o experiență deosebită la echipele de club, trebuie să aibă o perioadă să se adapteze. Cum a fost Cruitorul. Și Cruitorul nu e antrenor bun. Iată că avem la Craiova, n-a reușit. La Pitești nu reușește. Parcă văd că o să plece acum de la Pitești. Nu? Dacă ce? Mai pierde un meci, se întoarce la Botoșani și așa mai departe. Adică se poate întâmpla atât timp când ai rezultate. Și l-am văzut și pe el că era foarte nemulțumit și, într-adevăr, foarte slab a jucat echipa la Craiova. Dintre Adrian Mititelu, Gigi Becali, Mihai Rotaru, cu care ați mai lucrat dintre ei? Cum cu care? Cu care ați mai lucra în viitor? Cu care ați mai putea lucra? Credeți că ați mai putea lucra cu vreunul dintre ei? Cu niciunul. Nu. Spuneați nu de... mai putem, nu mai putem lucra. Mă gândeam că... Nu mai putem lucra, fiindcă eu, în primul rând, nu o să mai antrenez în fotbal românesc. Deci, acest lucru e extrem de clar, fără niciun dubiu. Dar... nu se pune problema. Nu ați mai antrenat deloc în fotbal românesc? Poate... Nu. Dacă vă propune la un moment dat CFR-ul, nu știu, că n-ați lucrat acolo. Da, CFR-ul, să știți că de multe ori am vorbit cu Neluțu Varga. De foarte multe ori m-a sunat. Acum... Când au fost problemele acum? O perioadă înainte... La Neluțu tot timpul sunt probleme, fiindcă dacă se întâmplă două, trei meciuri și dacă ești pe primul loc, dacă crede el că asta, trebuie schimbat antrenorul. În sfârșit, acum văd că și-a revenit. Și chiar am văzut bine, că nu dau nimic pe vorbe eu, că ar vrea să-i lungească contractul lui Dan Petrescu. Asta ar fi cea mai inteligentă mutare din partea lui dacă ar face lucrul ăsta.
Dan Petrescu ar trebui să stea la Cluj 10 ani de acum încolo, la fel ca Ferguson. Exact, exact. Și toată lumea ar trebui să-l prețuiască, fiindcă a avut și el o perioadă mai înainte, acum, nu? Acum două luni, când suporterii erau nemulțumiți și așa mai de a fost un val din ăsta, din partea tuturor, și a mass media, și incredibil. Mă uitam și nu-mi venea să cred. Da, se întâmplă. Nu pot să nu vă întreb de cum vi se pare și CSEA Steaua în Liga a doua. Da. Nu are dreptul acum, dar... E echipa mea de suflet, echipa mea preferată, dar ceea ce se întâmplă acum, sunt extrem de nemulțumit și pur și simplu nu vreau să-mi aduc aminte. Fiindcă nu înțeleg ce se întâmplă. Nu înțeleg ce se întâmplă. Adică ce vor acești oameni care conduc ministerul? Că a fost la un moment dat domnul Ciucă, care e prim-ministru. Da. Venise un concern din Statele Unite, care am auzit, nu mi-a spus dânsul. Da. Domne, că nu acum, că stați puțin, că știți ce s-a întâmplat cu domnul Ciucă. Dumneavoastră credeți că veți rămâne pe veci ministrul armatei? Păi acest brand trebuie să iasă în față. E important pentru România, pentru fotbalul românesc. Nu se poate acum că nu știu ce. Pe urmă a venit ministrul domnul Dancu, Dâncu, care e și om care cochetează cu fotbalul. Nu, n-a făcut absolut nimic. Absolut nimic. În afară de faptul că a intrat în niște clinciuri cu Gigi Becali și într-un dialog de ăsta de prost gust, n-a făcut nimic pentru această echipă. Deci nimeni nu face nimic. E o echipă care joacă în Liga a doua, e pe primul loc în Liga a doua și nu poate să promoveze. E inadmisibil așa ceva. Dar cum credeți că se va întâmpla și lucrul acesta, ca CSEA Steaua să ajungă în Liga 1? Cum credeți că va fi atunci? Până când nu se respectă regulamentele și acest club va intra pe mâna unui investitor... Și va intra... Nu. Dacă asta e regula. Și eu nu înțeleg. Vor să țină această echipă pentru minister? Pentru... Ați fi interesat să investiți la echipă? Eu să investesc dacă aș avea disponibilitate financiară, aș investi în 3 secunde, dar la Steaua trebuie să găsești investitori care cel puțin 20 de milioane, 25 de milioane de euro trebuie să investească anual. Dacă vrei să Steaua să revină în elită, elita marilor echipe, în elita Europei. Așa văd eu lucrurile. Bine, până promovezi, după ce promovezi... Nu, până ce promovezi. Deja Steaua acum trebuie să aibă un nucleu, un izvor de jucători care într-un an, 2-3 să se bată pentru campionat, Liga Campionilor și așa mai departe. Așa trebuia făcută strategia la Steaua. Am vorbit de antrenori și n-am vorbit de Adrian Mutu, despre care ați vorbit ca fotbalist, că ne aducem aminte cu toții ce execuții avea. Cum vi se pare Adrian Mutu la Rapid? Vi s-a părut personal mie îmi place cum joacă Rapid. Joacă fotbal plăcut ochiului, cu ce au la dispoziție, cu jucătorii care au la dispoziție, au și jucători mare experiență, jucători valoroși, dar așteptam și mai mult de la ei. Adică la început eram sceptic în ceea ce privește lupta pentru campionat al lor. Pe urmă mi-am dat seama că au disponibilitate chiar să câștige campionatul. E puțin au și multe accidentări, spun ei. Asta face parte din regula jocului. Aici el trebuie să-și ia măsurile care trebuie să le ia. Am făcut și câteva comentarii vis-a-vis de atacanți, nu mi-au plăcut. Ceea ce contează foarte mult și acum l-auzeam și pe el că e nemulțumit. Nu știu, a jucat în cupă, n-a reușit să marcheze gol. Păi, trebuie să fii atent ce atacanți și ia. Dacă n-ai un atacant bun, valoros, e foarte greu. În momentele mai puțin grele,
Adică el n-a jucat cu o echipă foarte bine cotată. Dar n-a putut să marcheze. Nu știu, la Ploiești au jucat sau nu știu unde au jucat. Deci n-a putut să marcheze în cupă sau... Da. Meciurile astea, aici se vede slăbiciunea atacului echipei. Aici trebuie să marchezi goluri. Nu marchezi goluri? Nu. Deci eu cred că cu 3-4 piese în echipă, în lot, rapid, s-ar bate la campionat fără niciun fel de problemă. Să vedem ce se întâmplă acum în campionatul. Am vorbit despre Mihai Pintilica, antrenor la FCSB. Vreau să vă întreb cum vi se par jucătorii. Patronul echipei a investit în această vară o sumă impresionantă de bani. Nu toți jucătorii pe care i-a adus dau randament, însă, să spunem, mă gândesc la un Andrea Companio care și-a făcut treaba. Nu știu, cine vă mai place și cum vi s-au părut investițiile în acești jucători? Dacă își justifică până acum, nu știu. Nu justifică absolut nimic aceste investiții mari pe care le-a făcut Gigi Becali. Adică banii care i-a plătit pe Campaniu și pe Miculescu, incredibil de bani, foarte mulți, pentru jucători care nu spun prea... Nu vă place Companiu? Sau... Nu pot să spun că nu-mi place. E un jucător bun, dar nu știu dacă e jucător pentru FCSB. El e un jucător puternic, cu o aliură impresionantă, care marchează și goluri. A mai crescut de când a venit la FCSB, însă eu cred că aici marele avantaj a venit pentru Mititelu, care a luat bani foarte mulți pe el. Nu, investițiile nu au fost făcute bine, iar ceea ce era extrem de important pentru FCSB, fundașii centrali, aici, de aici vin toate problemele. Și unde auzeam că ce fundaș central i-am, că nu știu ce, foarte slabi. Slabi, nu mă refer bine, foarte slabi. Sunt niște jucători slabi și au luat, una dintre echipele care au luat cele mai multe goluri sau aproape cele mai multe goluri, nu știu, a doua, a treia echipă din... Da, au probleme, într-adevăr. Și ăsta a fost unul din motivele că n-au câștigat meciuri cu adversari mai facili. De ce? Că au primit gol. În momentul când primești gol, am văzut mulți antrenori la acest turneu final care se bazează pe acest lucru, nu trebuie să primești gol. L-ai primit gol, toate șansele să... Da, așa s-a întâmplat și cu FCSB. Toate meciurile aproape au primit gol. Când au primit gol, nu le-au mai câștigat. Uite, la ultimul meci cu Târgoviște, n-au primit gol, au câștigat. Dacă primeau gol cumva, nu știu dacă mai câștigau. Da, până la urmă, e o filozofie a dumneavoastră și iată că a dat roade și cu Dan Petrescu, ce s-a axat mereu pe apărare și a reușit să câștige. E o diferență. Eu m-am axat mult pe sistemul defensiv la echipa națională. Eu când am avut echipă de club, da, știți că adversarul cam 20-30% da, mă referam la perioada la echipa națională. La echipa națională nu sunt împit să mă duc să atac Franța sau să atac Italia sau să atac Norvegia. Nu? Am jucat cu Norvegia, cu cine? Cu Mihai Bălașa, fundaș central, și cu Burcă. Și eram la mijlocul terenului cu fundașii centrali. Și jucam contra cui? Lui? Haaland. Cât am pierdut? Că nu mai țin minte. Am pierdut cu un scor destul de... Puteam să pierdem și mai mare. Trebuie strategia cea mai bună adoptată pentru meciul respectiv. Deci asta am vrut să zic. La echipa de club, tot timpul am jucat numai și numai ofensiv, sigur. Mai ales în campionat. Da, în campionat, bineînțeles, sigur că da. Și la Craiova m-am dus și în două luni de zile aveam ajuns la cea mai bună posesie. Nu? Dar trebuie să te uiți cu cine joci. Da? Nu o să joc cu Mediașul și o să mă apăr, sau cu Botoșani, sau cu... Bine, ești antrenor la Craiova, sau la Steaua, sau la echipe mari. Deci,
nu trebuie să primești gol, în primul rând. Mai au pe unii noi, domne, trebuie să dăm mai multe goluri ca adversarul. Bun! E bună și filozofia asta, da? Vedem, dacă iei două goluri și aștepți să dai vreo 3-4, e mai greu, mai dificil. Apropo de jucătorii FCSB-ului, cum îi se pare Tavi Popescu? A avut o scădere în acest sezon, destul de drastică. Acum pare că începe să-și revină. Mă gândeam și la Darius Solaru, care a avut și el o scădere și acum părea că, în fine, a fost și această accidentare. Da, Tavi Popescu, nu comparăm cu Olaru. Tavi Popescu e un talent pur, un talent... El a venit într-un mediu care l-a dus, l-a ridicat și l-a dus foarte mult înapoi. Cei care au lucrat cu el nu au lucrat corect, de a ajuns acolo, n-avea voie să ajungă. Da. Urmă, sigur că tot ceea ce se scrie, tot ceea ce îl face și pe el, neavând oameni care să discute cu el, să aibă discuții în fiecare zi cu el, l-au făcut și pe el să creadă altceva. Nu, el trebuie să gândească simplu. Munca la talentul pe care îl are este de bază. Și pe urmă vede el ce se întâmplă cu antrenorul, cu tot ceea ce face la antrenamente și așa mai departe. Dar eu tot cred că el este un jucător care poate face foarte mult pentru fotbal, pentru fotbal românesc, pentru el personal. Da, v-am spus, numai printr-o muncă titanică. Trebuie este cel mai talentat jucător. Cel mai talentat pe departe. Calitățile care le are el, nu văd jucători care să le aibă în fotbal românesc. Olaru, ce spuneți de el? Olaru, ce părea anul trecut, mai ales pe final, un jucător exponențial pentru FCSB. Anul acesta o vedere acum cu pintirii a început el din nou. În general, Olaru e jucătorul care, când intră în teren, dă absolut totul. Deci, pentru mine, un jucător de genul ăsta e fantastic de important. Că n-are reușite, că nu dă asisturi, că nu dă goluri. Se poate întâmpla, nu? Și eu am trecut, eram vârf și am trecut în perioada asta, perioade de genul ăsta. El intră în teren și el e un jucător de anumit nivel. Atât. Și nimic mai mult. Altceva nu pot să spun. Urmează FCSB CFR. Cum se vede așa? Păi, din ce am văzut la ultimele jocuri, FCSB-ul ar trebui să câștige. CFR-ul mi s-a părut într-o scădere evidentă de formă, dar îl știm pe Dan Petrescu că va aborda meciul cu o anumită strategie care el o știe cel mai bine și poate să iasă învingător. Dar eu spun că prima șansă o are FCSB-ul. Rapid Petrolul, astăzi, derbiul, primul derbi. Da, nu cred că ar trebui să aibă probleme Rapid. Ar trebui să câștige jocul. Sigur că vor da de un adversar care se vor apăra pe două linii. Vor încerca pe contraatac să facă ceva. Nu e ușor. Nu e ușor să joci și contra unei echipe de genul ăsta. Dar Rapid are un joc bun, de o circulație bună și dacă reușește să marcheze repede gol, vor câștiga fără probleme. Am ajuns la Petrolul și a fost o situație neplăcută. Nae Constantin versus Gabi Tamaș. Dumneavoastră îl cunoașteți bine pe Gabi Tamaș. Cum vi s-a părut? Da, dar acum nu vreau să-l jignesc pe Nae Constantin și dar eu spun din experiența mea, pentru el că e tânăr, nu poți să te comporți de o asemenea manieră tu, antrenor, sfătuitor, profesor pentru jucători, nu? Trebuie ca Rufele să-ți le speli în familie, trebuia să-l cheme pe Gabi Tavea să vorbească cu el, nu trebuia să ajungă la urechile presei ce a spus, da? Fiindcă știm cu toții că nu spunea ceea ce vrea să spună el Gabi Tamaș în situația care era.
zic că a greșit foarte mult, dar el probabil a făcut lucrul ăsta numai ca să scape de Gabi Tama și să-l pună într-o lumină proastă în fața suporterilor. E un jucător atât de... adică e un jucător dificil, într-adevăr, dar e un jucător... Nu e jucător dificil deloc. El e ca un copil, are scăpări așa la o lună de zile. N-ați avut probleme, rău? N-am avut probleme niciodată. Odată am avut probleme, am regretat că i-am dat drumul, a venit la mine și i-am dat drumul, s-a întâmplat ce s-a întâmplat atunci cu ușa aia sau nu știu ce. Da. Dar am trecut repede peste. De ce? De ce? Fiindcă el e un jucător care atunci când se antrenează, când joacă, dă absolut totul. Și sigur că e jucătorul era și a fost un jucător extrem de valoros. Pentru că am ajuns la Gabi Tama și s-a pus la un moment dat problema ca la echipa națională să nu se renunțe totuși la jucători cu mare experiență. Un Săpunaru, un Tamaș, dacă ei sunt valizi în momentul acela și dacă pot evolua, evident. Care e teoria dumneavoastră? Ar trebui aduși totuși și jucătorii aceștia cu experiență, riscând ca la turneul final, în cazul în care ajungi, să nu iai, sau să mergi pe ce construiești pentru... Ce preferăm? Ajungem la turneul final și să nu am acei jucători, să am alții, sau să nu ajung la turneul final? Nu, la mine lucrurile sunt simple. În cine cred eu și cu care jucător cred eu că pot să câștig meciul, eu echip la echipa națională. Pot să fie, să aibă 60 de ani, 70 de ani, 50 de ani, nu mă interesează. Deci asta e teoria mea. La echipa națională aduc jucătorii cei mai valoroși și cei care am eu încredere în ei că pot câștiga jocul. Și ar fi meritat, să înțeleg, Săpunaru la un moment dat să... Păi cum să nu merite? Păi da, el are un rol deosebit în tot ceea ce înseamnă ascensiunea Rapidului astăzi. El, Grigore, cum? Bineînțeles. În ce condiții ați mai antrena naționala a României? Ce condiții aș putea să... Nu știu. În ce condiții aș putea antrena eu echipa națională? Echipa națională e echipa națională când... Vrei să preiei echipa națională, sigur că faci o analiză, vezi ce poți obține cu echipa națională și atunci accepți sau nu accepți. E simplu. Mă întorc un pic. Adică eu, de exemplu, nu aș reveni la echipa națională dacă n-aș fi convins că pot face performanță. Pentru ce să vin la echipa națională? Să iau 20.000 pe lună sau 25.000 pe lună, să stau în fruntea echipei naționale, să am milioane de suporteri în A și să pierd meciuri. Nu. Bun, vreau să revin un pic la momentul acela, că a trecut ceva timp, la numirea lui Edi Ordănescu, au fost mulți antrenori contactați, nici nu mai țin minte dacă s-a discutat și cu dumneavoastră atunci, pentru că au fost foarte mulți, a fost așa un pelerinaj. Nu s-a discutat. Dar dacă v-ar fi cerut atunci, v-ar fi întors? Iar începem să presupune. Nu, mi-ai mai pus o întrebare de genul ăsta. Mi s-a mai pus întrebarea asta. Am spus clar că eu cred că nu reveneam la echipa națională, dar știu eu, nu știu. Habar n-am. Totuși. Nu poți să știi. Deci nu mai antrenați, ne-am hotărât asupra unui aspect, nu mai antrenați în Liga 1, dar la echipa națională niciodată nu puteți spune că... Păi nu pot să spun niciodată, știu eu ce curent există, ce simt eu în acel moment, nu știu, poate revine ambiția aia, știu eu, de a demonstra ce s-a făcut greșit, fiindcă în toată această perioadă, mulți oameni de fotbal, mass media, n-avem, domne, echipă, n-avem ce face, domne, asta e, n-avem echipă, eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Deci eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Deci n-am avut antrenori. Cum adică nu ai? Noi nu avem jucători să ne batem cu Israelul și cu Slovenia și cu cine am mai jucat noi în ultimul timp? Hai să fim serioși. Nu pot să spun de antrenori. Antrenorii sunt foarte buni. Edi e foarte bun. Nu știu. Păi ceva... Ce nu merge? Nu știu. Începem să revenim la ce discutăm, ce nu merge. Nu știu. Voi nu sunteți jurnaliști? Păi noi suntem jurnaliști, dumneavoastră ați fost acolo, aveți atâta experiență și poate că, da, poate că puteți deschide cumva ochii. Eu niciodată nu voi vorbi
de ceea ce se întâmplă la echipa națională, ce ar trebui făcut, fiindcă nu vreau. De ce să deschid eu? Ba da, e bine să deschideți ochii. Nu vreau, eu nu vreau. Ce oferte? Eu nu vreau. Ce oferte ați avut în perioada asta? Că sigur au venit oferte, trebuie să ne spuneți. Ați avut oferte? Nu, nici asta nu-mi place foarte. Discut aproape în fiecare zi cu oameni de fotbal și, uite, o să spun, ți-am spus mai înainte că m-au sunat, nu știu dacă era de la federație, dar am înțeles că era și impresar și cel care se ocupa din partea Federației Siriene de fotbal, e vorba de echipa națională, dar am răspuns nu. Deci am spus nu și pe urmă, după două, trei zile am regretat că nu m-am comportat ca un profesionist, măcar era vorba de o perioadă pe termen lung, se gândiseră ei la mine când citiseră CV-ul și așa mai departe, dar am spus din prima nu. Nici măcar nu am vrut să văd care era strategia, că ce se întâmpla, fiindcă știu că echipa națională a Siriei au niște jucători în componență destul de buni. Dar în sfârșit a fost răspunsul nu și cu asta se termină. Cum ar fi fost să fi fost în Siria? E o zonă... mi se părea destul de ciudat eu să ajung în Siria. Dar așa am zis... Am zis că nu voi antrena niciodată în țările arabe și am antrenat în Arabia Saudită, unde m-am simțit excelent. Și țin minte, după primul meu, după primii ani petrecuți la echipa națională, atunci când am reușit calificarea, când da, m-au eliminat și la federație, atunci fiind vorba cu Gică Hagia, atunci am primit o ofertă din partea echipei naționale a Emiratelor Arabe. Nici n-am vrut să... și o echipă din... Atunci țin minte că m-au sunat, nu știu, din Coasta de Fildeș. Da, da, și mi se propunea, în afară de, nu mai țin minte, rețeta financiară, o casă pe 5 hectare cu 20 de servitori și așa mai departe, în Africa. Nu, n-am acceptat niciodată și nu credeam că o să accept. Iată că am acceptat să merg în Arabia Saudită și m-am simțit foarte bine la Etihad. Păcat că n-am avut și eu posibilitatea financiară să cumpăr ce jucători au avut acum, de vreo 2 ani de zile, al Etihadul. Eu atunci am dat de o echipă cu mulți tineri, am trebuit să muncesc mult cu ei și nu erau bani. Dar tot zona golfului vă tentează din ce simt, nu? Să înțeleg. Tot de acolo probabil că o să așteptați. Golfa, da, zona golfului probabil aș fi interesat, dar o echipă bună, ca așa am avut echipe și din zona golfului. Am avut destul de multe echipe, dar numai de mijlocul clasamentului, de care trăgeau la retrogradare și nu m-a interesat, fiindcă vedeți CV-ul meu, eu am antrenat 4 echipe în toată cariera mea și numai echipe bune, valoroase. Așa am fost educat, să spun și despre mine. Așa mi-am dorit eu. Nu vreau să antrenez echipe mici, care să... Vreau să fiu... Așa mergeam în fotbal românesc, de exemplu la Chiajna, unde mi-a propus de multe ori primarul și unde... Într-adevăr, există climat să poți să-ți duci o muncă foarte bună, fiindcă infrastructura de la Chiajna nu au multe echipe din fotbal românesc. Totuși, nu știu, nu v-aș vedea la o echipă fără brand, adică în general ați ales... Exact asta spun, mergeam la voluntari aici. Uite, la voluntari, e orașul meu, am fost ofertat de câteva ori, dar ăsta e motivul care... Nu merg, fiindcă unde m-aș duce, aș vrea să fiu cointeresat, să câștig campionat, cupe europene și așa mai departe. Și să aveți și suporteri lângă dumneavoastră. Suporteri, da. Am fost obișnuit cu suporteri, nu? Și Steaua și Craiova, suporteri.
pentru mine suporterii cei mai importanți, să știți. Și la Etihad am avut suporteri incredibili, incredibili. Au, din golf, cei mai mulți suporteri Etihadul iar. Chiar dacă sunt echipe Hilalul, care, da, care e campioana, n-au suporterii Etihadului.